Salut la toată lumea, numele meu este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod din Clash Royale alături de CD-ul și minunatul Rafael. Astăzi o să deschidem un chest pe contul lui Chica Bled. Nu uitați să rupeți și voi butonul de like, uitați, are un legendar de chest și 3 șanse de a pica legendară, 4 Rafaele. Hai să începem cu cele mai slabe șansuri, chest-uri, pardon. Șansuri. Ok. Fii atent, Rafaele, de aici o să prezic că pică prima mea legendară ever în acest chest. Ești pregătit? Da. Da, picam. Ok. Avem un legendar chest, mai avem un crown chest și... M-ai păcălit. Da. Dar măcar au băgat skin înapoi, deci a fost o eroare. Hai să vedem ce legendar pică Rafael de zile pe din afară de loc. Log. Oooo. E bună. Și juca și cu ea. Mai avem un mic chest, un mic cont de chest opening, nu știu de ce mă băi în această seară, probabil că nu e muzică, sunt cu cel lui Rafael, dar nu-i nimic. Ok băieți, suntem pe contul lui Rusty Place, în Coacă Royal, și are cel niște chesturi aici foarte multe și mi-a zis că are și o ofertă pe shop de legendari chest. Deci câte like-uri vrei Rafael la episodul ăsta, pentru că deschidem Super Magical Chest, legendari chest, încă unul pe shop, mai avem și un epic chest aici. Câte like-uri vrei zi-mi? 8888. Deci m-am căcat pe mine când am văzut logul ăla. Ia uzi, mă, ce zice oamenii. Ce urât a vorbit, nu mi-am. Hai să vedem Legend Heart. N-a mers. Așa. Hai să vedem Epic Chest-ul acesta. Legendară din Epic Chest. Cum ar fi fost? Ar fi fost pentru prima oară în lume. Așa, am deschis. Hai să deschidem un Silver Chest. Ar fi mișto să-i picet din ăsta. Nah, nu-i pică. O dată, o singură dată, adică, cred că. Ăsta l-am deschis. Hai să schidem Super Magical Chest, la cât pică? La 2 sau la 1? Zi repede. 2 sau la 1? 1. Știu mă, Rafael. Ok, Rafael, acum ai datoria să ghicești ce legendar a fost aici. Da, a fost Parky. Eu zic că a fost Dragonul, Inferno Dragon. Bă... Da, dar asta nu mai este logo că... Nu mă lași. Era bine, zic. Hai să vedem altă legendară pe bandă rulantă și... Parky. Electro. Cu electricitate, da. Și eu am zis să-i spark ei și de tot electro. Deci când zici spark ei, trebuie să-ți dea electro. Și mai avem un chest aici, hai să deschidem și pe ăsta. La bareta. A știu, bă! Sunt prea bun eu, Rafaele, la așa ceva. Ok. Mă rog, știu mai tare, Rafaele. Test. Ok, scap vreo microfonul, dar nu mai contează. Întrebarea mea pentru tine, o să câștig vreodată un match aici? Nu! Pentru că nu se poate, Rafaele. E totul rigged. Fii atent, mi-a dat mereu P.E.K.K.A. În fiecare joc al meu pe care îl joc, de genul ăsta e P.E.K.K.A. Ia fii atent, ai ce mai e, Scarby? Una. No, mi amigo. Două. Trei, e perfect, perfect. Până acum e tot ok, Rafaele. Ia. Opa. Trebuie să gândim bine pe asta. Opa! Du-i mă că mai dăm una și pierdem! Normal că pleacă Valkyria. Opa, dar dacă fac cycle repede la rachetă? Nu, facem cycle repede de tot. Dar cine mare Barosan, Barosan, un number one, dar are bani. I-am dat-o la Lăcusteanu. Hai, Rafaele, e legendar aici sau nu? Da. Hai să vedem, se află sau nu o legendar? Legendar. De ce nu se află legendar? De ce nu se află? Bă, un Under Lightning, că nu mă interesează Lightning-ul lor. Mai ne lipsește o carte, Rafaele. Și astea au fost bătăriile mele pe ziua de astăzi. Hai să alegem un alt deck. Ceva cu pompă de data asta. Pompă. Ok, ce e asta, Rafaele? Fii atent. Johnny Ariel. Știi pe Johnny Ariel? Ia uite aici, ce frumos. Cred că îl mănânc pe tot damage-ul ăsta.
Are, nu spune care și miner. Oh. Deci am mâncat, cât am mâncat? De veci, 3. Hai. Oh, se vede ce face viața, băiatul meu. Azi viața, băiatul meu. A fost nevoie să vedea și tornada acolo, a consumat mult elixir. Du-te. Hop. Ia atent că o să încerce să-mi dea pe pomp. Cred eu. Hai de-i. Bagă și-o la sula puțin, Rafael. Opa, agădă-l, rău. Hai mă. A, da, și l-a dat. Violatorii din vasul lui? Da, da, sunt, nu sunt toți prezenți. Nu? Nu. Iată, Rafael, ce se întâmplă? Ce face vogul ăla? Se distrează și el sau? Sau nu se distrează și el? Eu cred că se distrează. Iată, magicianul. Uuu, stai puțin că face de ăștia, poate. Nu mai trebuie să dau săgețele, dar mă distrez că ți-ai fac nervi. Să-l amăgești. Trebuie să-i distrugi pe ăștia psihic. Dă magicianul. Wow, fii atent ce mi-a făcut. Măcar n-atinge pompa, Rafaele. Ia. Iată ce face cu ăla. Fă-ți viața, băiatul meu. Îi dau 3 coroane, ești proști? Bă, dar el încearcă, nu se joacă. Acolo. El încearcă, mă. Eu crezui că e serioasă treaba, Rafael, dar văd că e serioasă treaba. Ia. Păi ce ai făcut, băiatul? Ți-ai făcut viața și tu cu mine sau nu? Fă-ți viața, băiatul. Hai să dăm și noi ultimul meci pe ziua de astăzi, Rafaele. Legend Hatch. Nu merge, oricum nu mai contează. Ultimul meci pe ziua de astăzi. Hai să jucăm acest deck. Hai. Fii atent aici. Ultimul meci. Chiar dacă îl pierdem, chiar dacă îl câștigăm, n-ai de unde să știi. Level 12, ca să... ne împerechem bine cu el. What? Ce e asta, Rafael? Are oglindă pe miner. Mama, dacă aș reuși să dau și ăsta. Hai. N-are săgeți. Are, este unul dintre jucătorii de săgeți. Ce minunat. Toată lumea joacă săgeți. Păi da. Nu mai pot. Jocul ăsta mă obosește sig. Toată lumea joacă săgeți când mă joc eu din astea. E că-i fac o față. Oh, ce bine mă simt. Iată. Nu împingeți pe aia pe pod, vă rog eu frumos. Doamne. L-ai și enervat. Ce ai făcut, băiatul meu, acolo? Fă-ți viața, băiatul meu. Iar trimite minerul, nu? Așa, perfect.
Da și pături și în inferno. God. God. Cât range-ul are, mă, prietenașul nostru. Și pături. Mamă, ce-aș vrea să tancheze așa frumos. Ia fii atent aici. Ia. Ah, ok. Vezi ce face el, dă minere cu orfiliz. Ok. Are și Friar Ball? Friar Ball. Și săgeți. Încă unul, mai vine. Mai vine, mai vine. Băi, e război de mineri aici. Ce ai făcut, băiatule? Nu ți-ai făcut viața? Plângi. Tergi lacrimi din ochii tăi. Na. 6000 de win-uri, Rafael, și încă să mai joacă jocul ăsta. 6K. Ok, băieți, cam atât și cu acest episod. Am ajuns și în 4000. O să-mi dea și draft chest-ul acum și o să-mi fac și o viața, uite, într-o zi. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like. La revedere!